Ok, de salutare, domnule, eu sunt Andrei și bine ați venit la un nou unboxing. De această dată să facem un unboxing la un nou laptop pe care mi l-am cumpărat eu de Black Friday și la pachet am luat un Windows 10 Home și la un cadou un mouse. Bine, asta nu cred că o să avem ce să facem mare unboxing, că e doar un mouse. Aici am un Windows Home, e doar un stick și cel mai important, aici avem laptop. O să începem prima dată cu laptop și după aceea cu restul. O să facem și un test să vedem dacă acest laptop se descurcă chiar mai bine decât PC-ul pe care l-am acum, pentru că are niște specificații foarte, foarte bune. O să vi le zic de acum, de la început. Le Intel 5 7300HQ cu până la 3,5 GHz, 8 GB RAM, 2 TB, chiar nu știu ce o să fac eu cu aia 2 TB și o placă video GeForce GTX 1050 de 4 GB. Deci e destul de bun, l-am prins la reducere destul de bine, am dat în jur de 2800 de lei pe el și el costa vreo 3700, deci cred că am ieșit destul de ok. Hai să le deschidem acum, deci ăsta așa, ok. Și, aoleu, ce fac mai? Ok, hai să luăm așa. Și, mamă, opa, take it easy. Stai mă, bă, deci, așa. Nici nu știu cum să deschide, ok. Bă, arată super mic așa ambalajul. Ok, unde e? A, este de aici. Ok, sunt curios să văd cum e laptopul, hai. Scoatem laptopul, mamă, cum arată. Bă, e foarte subțire după câte văd. Deci, e subțire. Și ceva aici, cred că e mat ceva, aici avem logo-ul de la Lenovo, stai să vadă și pe cameră, că, ok, logo-ul de la Lenovo. Și o să le deschidem oricum mai încolo, punem aici în pat. Și acum haideți să vedem ce mai avem în cutie. Chestia asta de carton avem nevoie. Și aici avem cablu de alimentare și cred că atâta n-avem nevoie de mai mult. Cablu de alimentare de la Lenovo și cam atâta, cam asta a fost ambalajul. Și hai să trecem acum la laptop. Ok, deci hai să deschidem acum laptopul, cam așa arată. Aici sunt difuzoarele și hai să vedem cum arată. Sunt tare curios și... Oh, ok, a căzut și chestia asta. Asta e o plasă care e pe display. Uite, acum cade ușor, ușor. Ok, asta e plasă de flash maker, așa să fie pe ecran. Și cam așa arată tastatura și uitați cât de șmecher arată. Tastaturile astea sunt și iluminate, aici vine că scrie i5 de a 7-a generație și GeForce GTX, nu scrie că e 1050, dar e 1050. Cam așa se aude. Foarte silențios, ca un laptop, logic. Dacă deci hai să băgăm acum în priză. L-am băgat în priză încărcătorul, îl conectăm. Bine, logic că nu are Windows, o să trebuiască să instalăm Windows, o să fie prima mea instalare de Windows, sper să-mi iasă. Și haideți să începem. Ok, văd că s-a aprins acum tastele. Hai acum să desfacem asta. Așa. Trebuie să tragem de chestia asta ușor așa. Bine că am tras eu cu spatele, oricum e totul, văd că albastru. Aici avem o cheie. Ok. Cred că cheia asta n-ar trebui să o lăsăm, nu știu ce n-ar trebui să arăt. Step 1, step 2. Ok, nice. Insert USB into your USB port. Ăsta e ăsta USB-ul. Ah, pretty nice. Și cam asta. Acolo niște chestii să mă ajute și ceva cu beta program, nu știu ce. Welcome to Windows 10. Doamne ajută, nici n-am Windows 10 de nu știu cât timp. Ok, hai să începem. Trebuie să apeși așa în el, se aude, zici că gata, l-am băgat. Doamne ajută. Merge. Din nou logo-ul Lenovo. Hai. Opa, opa, take it easy, ne-a detectat aici. Windows setup 64 de bits, dă-i. Loading files. Doamne ajută, avem acum. Haide. Și Lenovo. Aude și logo-ul ăsta. Nice, am că mers. Și ne-a băgat setup-ul de la Windows. Și o să revenim acum după ce fac tot setup-ul și o să testăm dacă se mișcă bine sau cum e totul. Acum trebuie să băgăm noi acest cod ca să instalăm Windows. Am ajuns acum la partea de partiție, cică sau ceva de genul, și trebuie să despărțim cei 2 tera de memorie, trebuie să-i despărțim. Deci avem 2 tera de memorie, nu știu ce o să fac eu cu 2 tera de memorie, dar acum să văd eu cum o să-i împart. Ok, deci bă, că am început aici setup-ul și m-am decis să nu mai folosesc touchpad-ul ăsta și să deschid mouse-ul dacă totul avem, așa că o să-i dau lumina unei camera. Și hai să deschidem, avem aici o chestie de asta deschis destul de șmecheră, am scos eu chestiile astea, le-am tăiat de fapt. Și acum hai să ne cum e. Ok, aparent văd că primim aici o baterie gratis, nice, că poate, nici n-aveam baterie adevărul, deci o baterie avem aici de la DuraCell, sponsor me, și un mouse wireless perfect pentru un laptop
și chestia asta USB care o să conectăm în calculator. Acum o să trească să ne apucăm de instalat lucrurile pe el, avem aici decât un recycle bin și poate ne apucăm să instalăm niște lucruri, nu știu, GTA 5, ceva, să testăm ce, câte frame-uri avem. Hai să dăm aici la WE, să ne deschidem ăsta perfect și dacă dăm aici la setting this PC properties, avem aici toate specificațiile. Deci vedeți aici i5-7300HQ de 2,5 GHz, 8 GB RAM, ok, și placa video deja v-am zis-o. Acum hai să ne băgăm pe instalat să vedem cum merge totul. Ok, deci după ce am rezolvat cu Wi-Fi-ul, a fost destul de ușor, am conectat cablul de internet de la calculator, l-am conectat la asta și a luat-o direct, am descărcat driverele direct din calculator, tot a mers perfect și după aceea am instalat acest Steam minunat cu Counter-Strike și aparent aici zice că, bine, se descarcă cu o viteză destul de bună, văd aici, 7.8 din câte văd acolo și în aproximativ 2 minute putem să testăm câte frame-uri vom avea în CSGO. Dacă vreți, testăm și în GTA 5, dar nu în acest unboxing, pentru că ar trebui să stau foarte mult. Ok, deci am reușit să mă conectez cu Steam-ul, cu tot, am instalat și CSGO. În momentul de față intru cu setările preinstalate de la CSGO, doar am setat aici netgraph-ul și vedem că deja avem în lobby 200 și ceva de frame-uri, 250 cred că pe acolo. Și hai să vedem cât avem în joc. Ok, deci am intrat pe un deathmatch, pe o hartă de deathmatch și după cum vedeți aici avem peste 100 de frame-uri pe harta Dust 2 cu graficile, aici că vă arăt imediat graficile ca să încerc să fac eu ceva sau mai știu eu ce, dăm aici la videos și avem aici toate graficile high, full screen 1900x2080, toate graficile cam la blană și hai să vedem cum se mișcă. Deci în principal văd că se mișcă foarte bine, oricum nu o să observați o diferență, peste 60 de frame-uri se mișcă foarte bine. Avem acolo jos, vedeți, cam peste 100 de frame-uri și asta cu graficile pe high, ținând cont că eu nu mă joc niciodată cu graficile pe high, pentru că chiar nu-mi place cu graficile pe high, nu-mi place să mă joc CS cu graficile pe high. Cred că cu graficile pe low ar avea în jur de vreo 200 de frame-uri, deci eu cred că merită. Dacă vreți mai facem și cu GTA 5, poate pe altă dată, oricum eu am decis să fac mâncare la CSGO ca să vă arăt la CSGO cum se mișcă, că oricum și CSGO cere destul de mult, vedeți, eu mor fără absolut nicio problemă, se mișcă absolut perfect. Văd că a început un pic să facă un zgomot ca laptopul, e și logic, cred că au pornit coolerele, cred că au pornit acum ambele coolere, a început aici puțin să se încălzească în zona asta pe aici și prin spate, cred că a început puțin să se încălzească, să pun mâna în spate, da, e puțin călduț, nu e fierbinte, nu e nimica, doar că e puțin cald, e logic, pentru că totuși este un laptop, îl bagă în momentul ăsta, e la încărcat. Cred că dacă o să scot de la încărcat, asta puțin, vreau să testez o chestie. Dacă scot de la încărcat, cred că se va mișca oricum mai nasul ea. L-am scos de la încărcat de momentul de față și putem observa că avem, băi, avem peste 60 de frame-uri sau mai scade. Dar ideea că oricum se mișcă bine. Pentru un laptop care nu e la încărcat, mă pot juca CSGO și așa. Deci e destul de bine. Oricum nu cred că o să-l folosesc că nu e la încărcat pentru gaming, dar mă rog, vă recomand să-l țineți când vă jucați pentru gaming. Uite, vezi, pot să mor fără absolut nicio problemă. Acolo sunt în momentul de față, mai trece așa puțin peste 60 de frame-uri când nu e băgat la încărcat. Dacă nu-l bag la încărcat, stai să vă arăt cum cresc frame-urile, gata. Uite, avem acum 100 de frame-uri. Vedeți? E o diferență foarte mare. Oricum, eu am fost Andrei, sper că v-a plăcut acest unboxing. Dacă vreți să mai facem alte unboxing-uri sau review-uri la ce mai cumpăr eu, nu uitați să apăsați butonul de like și ne vedem pe data viitoare. Eu am fost Andrei și pe următoare v-am salutat. Bye, bye!